Ministrul Digitalizării Bogdan Ivan a anunțat că sistemul Cardului Național de Sănătate urmează să fie refăcut, deoarece este învechit tehnic. Mai mult, cardul va fi disponibil inclusiv în format electronic, de pe telefon, la fel ca un card bancar, informează Adevărul. Sistemul cardului de sănătate urmează să fie refăcut cap-coadă, va fi inclusiv într-un portofel în format electronic. Sistemul a fost făcut cu o tehnologie foarte veche, în urmă cu 16 ani. Nu ai cum să ți se dubleze numărul de beneficiari, să ai noi tehnologii cu ceva ce nu s-a updatat tehnic în ultimii 16 ani, a spus ministrul. De când a fost implementat, cardul de sănătate nu a fost niciodată un los câștigător pentru sistemul sanitar românesc. Mai mult a încurcat lucrurile decât cât le-a simplificat. Platforma de încărcare a datelor a dat mai mult rateuri, iar medicii au fost obligați de multe ori să-și trimită pacienții acasă. Ca să poată emite rețete compensate ori trimiteri la specialist, trebuie să verifice dacă pacientul este asigurat. Dar nu se pot conecta la serverele CNAS pentru această operațiune, mai precizează sursa citată. Modernizarea platformei informatice a CNAS costă aproape 100 de milioane de euro, bani asigurați de Uniunea Europeană prin PNRR.